În acest episod vă voi prezenta o parte din barajele construite în România. Menționez că barajele au ca scop de a regulariza curgerea apei, ca scop hidroenergetic, cât și de a crea lacuri de acumulare utilizate pentru alimentarea cu apă și irigații. Momentan există 2404 baraje de diferite categorii de importanță, după cum urmează. Barajul Arpașu face parte din salva de amenajări în scop hidroenergetic, dar și de regularizarea cursului râului Olt. Barajul și hidrocentrala Arpașu se află în apropierea localității Arpașu de Jos, din județul Sibiu. Barajul Brădișor este o amenajare hidroenergetică de pe cursul râului Lotru. Este un baraj de beton în arc. Barajul Lugaș este un baraj de acumulare construit în anul 1986. Se situează în localitatea Lugașul de Jos, pe cursul râului Crișul Repede. Barajul Motru este un baraj de pământ situat pe râul Motru. Barajul este etanșat cu un nucleu intern de argilă, așezat pe un teren de fundare format din roci stâncoase și nestâncoase. A fost inaugurat în anul 1982. Barajul Râpa Albastră este un baraj din județul Vaslui și a fost pus în funcțiune în anul 1975. Barajul Voila este amplasat pe râul Olt, în amonte de confluența cu râul Cinc și în aval de orașul Făgăraș. Barajul Bolboci este amplasat pe râul Ialomița în județul Dâmbovița, la altitudinea de 1438 de metri, în amonte de cheile Zănoace. Barajul Bolboci are o înălțime de 55 de metri și este un baraj construit din anrocamente cu etanșare din beton. Datorită barajului se asigură în orice condiții alimentarea cu apă potabilă a municipiului Târgoviște. Barajul a fost dat în folosință în anul 1988. Barajul Cândești este amplasat pe râul Buzău, la 19 km a munte de orașul Buzău, și este un baraj deversor de tip stabilar, cu prag lat și diguri de contur, construite din materiale locale. Barajul Colibița și lacul de acumulare Colibița sunt situate în munții Căliman, județul Bistrița Năsăud. Barajul a fost amenajat în perioada 1977-1991 cu scop hidroenergetic pe cursul râului Bistrița. Barajul Bicaz, sau cum mai este cunoscut, lacul Izvorul Muntelui, reprezintă o destinație de top a județului Neamț. Venind la pachet cu experiență inedită prin cheile Bicazului, a fost ridicat între anii 1950 și 1960. Barajul Drăgan este un baraj din beton în arc, terminat în anul 1987, care permite retenția apelor râurilor Drăgan și Sebeșel, fiind aplasat imediat în aval de confluența celor două râuri. Apa lacului este folosită pentru producerea de energie electrică, pentru atenuarea viiturilor și pentru irigații. Barajul Fântânele a fost amenajat în perioada 1970-1974 cu scop hidroenergetic pe cursul râului Someșul Cald. Barajul Frumoasa este un baraj de anrocamente și nucleu central de argilă cu o înălțime maximă de 38 de metri și o lungime a coronamentului de 506 metri, executat pe râul Frumoasa, afluent al râului Olt. Protecția taluzului în amonte este din anrocamente, iar taluzul din aval este înierbat. Datorită barajului se asigură alimentarea cu apă potabilă a municipiului Miercurea Ciuc, asigurând 50% din necesar. Barajul Gura Apei este un baraj artificial construit între anii 1975-1986, pe valea râului Mare, la aproximativ 40 de kilometri de Hațeg, la intrarea în Parcul Național Retezat din munții Retezat. Este cel mai mare baraj de anrocamente și mes de argilă din Europa.
Dimensiunile lui sunt impresionante. 168 de metri înălțime, 225 de milioane de metri cubi de apă în lacul de acumulare. Amenajarea hidroenergetică, râul mare retezat, are ca rol atât producerea de energie electrică, cât și regularizarea cursului râului și atenuarea undelor de viitură. Barajul de la gura râului, situat la aproximativ 3 km de localitate, este un baraj artificial cu scopul principal de a alimenta cu apă orașul Sibiu, cât și comunele limitrofe. Barajul are ca și scop de a atenua viiturile și de a produce energie electrică. Barajul Izbiceni este ultimul baraj pe râul Olt, situat la 15 km în Anmonte de vărsarea în Dunăre. Scopul acumulării este obținerea de hidroenergie, alimentare cu apă și navigație. Barajul Leșu este situat lângă localitatea Leșu, pe valea Iadului, în munții Apuse, în județul Bihor. Barajul Măneciu este un baraj de pământ de 75 de metri înălțime, executat pe râul Telejan. Barajul Măneciu este situat la poalele masivului Ciuca și în amonte de localitatea Măneciu din județul Prahova. Barajul Măneciu este un baraj din materiale locale cu ecran central de argilă. Barajul Mesteacănu este un baraj executat pe râul Olt în amonte de localitatea Bălan, județul Harghita, pentru alimentarea cu apa localităților și a unităților miniere. Barajul a fost construit în anul 1966.